TikTok-ul ăsta, frate, ne-o fuc pe toți la cap, mă jur pe viața mea. Așa că astăzi ne uităm ce efect și ce impact a avut TikTok-ul față de YouTube. Pentru că o distrus YouTube-ul cum o distrus și Vine-ul, dacă mai țineți minte YouTube-ul când a murit. What the dog doing? Ne uităm astăzi la un creator pe nume Cătălin Ionuț împreună cu editorul meu Ganso. Aplauze! Mulțumesc, Ganso, pentru că ai adăugat aplauzele în post. Hey, thank you! Ne uităm la Cătălin Ionuț, fraților. E ceva TikToker de ăsta ce aparent a primit faimă folosind un căcat de filtru de Snapchat să-mi fac. Îți dai seama, frate, cum se popularizează copiii din ziua de astăzi, mă? Folosesc filtru de Snapchat și și voce pițigăiată. Nu înțelegi tu, e acum o altă formă de cinematografie. Acum altfel să fac filmele. Dă-i 2 ani și o să vezi tu în cinemauri. Ce o să văd? Voci pițigăiate și filtre de Snapchat? Pe vremea mea, când iarbi eu tânăr fecior, ca să devii popular pe YouTube, trebuia să fii cel mai bun jucător de MCSG din România, frate. Bun, și ne uităm astăzi la un episod din Dereglații ăștia. El are un serial care este mai prost decât Sirenele, vă zic. Și nu credeam că o să zic vreodată că ceva e mai prost decât Sirenele a lui Andra Gogan. Da, dar diferența între cele două e că Sirenele nu are production value la fel de mare ca și ăsta. Adevărat, true. Într-adevăr. Adică Sirenele e filmat cu cameră. Asta e filmat cu un filtru de Snapchat și cu niște voci pițigăiate random aruncate pe fundal. Adevărul e că, na, se muncește mai mult la ăsta, dar aia e partea a doua. Hai să citim puțin descrierea. Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Perfect. Atunci ca atare o să tratăm pamfletul ăsta, nu? Corect. Pamfletul e făcut ca să râzi tu de el, să-ți bați puna de el. Normal, e o scuză să nu-ți bați puna de el, de fapt, dar e fix invers. Exact, exact. Gen, bro, e ironic, sunt conștient. True, să știi. În fiecare miercuri, de la ora 6, o să apară episoade noi din Dereglații. Știm ce facem acum în fiecare miercuri la ora 6. Yes, sir. Dar de ce râde așa de nebun? Mamă, ce râde, frate. A crezi și eu că și eu aș râde dacă ar ieși în fiecare miercuri la ora 6 de reclați și să-mi bag picioare. Dacă asta aș face cu viața mea, și eu aș râde, sincer. Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Reglați. M-am speriat, ești nebun? Mă doare. E prea bun. Îi de shit, man. Inspirat de Quentin Tarantino. Clar, cu title card-ul ăla. Să mor eu de nu. Mă mir când o să cumpere Netflix-ul serialul ăsta. Mamă, e sezonul 5! What the fuck? Sezonul 5? Ahead of its time, stai puțin. For real. Îți dai seama, ăsta cred că e primul serial tiktokărit. Și? Noi, da, frate. Mi-am pus unghii. Să bem o cafea. Bă, nici primul scene n-o trecut din serialul ăsta și deja îmi vine să fiu un șpiț la monitor. Rău a ajuns Edward Scissorhands. Uite, vezi ce-a pățit Johnny Depp după chestia aia cu Amber Heard. Bă, dar uite-te puțin, te rog frumos, la cât de bine s-a pregătit actorul principal care îl joacă pe doamna asta cu unghii mari. I mean, in art we trust, deci te rog frumos. Bă-s curios cu cât plătește make-up artist-ul, că bă, e o artă. Hai să continuăm, mă, că poate nu-i chiar așa rău, mă. Știi că fetele când își pun unghii false și din alea mari mereu dau cu unghiile peste tot și în tot. Pentru-o dăm haimuracul înapoi. Hai, mă, pleacă dracu de aici, că oricum ție nu stă bine cu el. Îți rup unghiile alea și te le bagă în cur. Alexandru, ai să-mi clești imediat. Mamă, deci un minut, ce un minut? Nici un minut a trecut și deja 3 personaje am văzut și nu știu cine Dumnezeu e fiecare dintre ele. Probabil dacă aș fi văzut o serială aș fi știut, dar bro, ce-i cu supa asta de caractere? Nu înțeleg nimica. Care? Că toți au fața la fel. Care-i schema? Deci ăsta e într-un univers paralel în care toată lumea îi cu fața cu filtru de Snapchat? Or what? Deci mă omoară filtrul ăla vocal, mă omoară, vin să plâng aici. Acum mi-am dat seama, frate, de ceva. Bă, ești nebun? Ăștia the head of their time, frate, că ăștia deja trăiesc în metaverse, omule. Toți cu filtru de Snapchat, tot cu AR, altered reality. Dar ce nu știi tu e faptul că fiecare persoană reprezintă ceva. După cum putem vedea în cadrul acesta este the typical TikTok girl cu părul albastru. Ce ne transmite? Ne transmite că, mea, dacă nu vreți să faceți de căcat pe internet, lăsați dracu telefonul cu Snapchat-ul jos. Ce aveți toți cu unghiile mele? Lăsați-mă în pace. Ăla sticker cu Untold?
Da. Ok. M-am lămurit, frate, m-am lămurit. E ok. Am găsit demograficul Antoldului pe YouTube. Îs doar câteva tipologii de oameni cu care n-aș sta nici la o cafea. Și una dintre ele e 100% oamenii care merg la Antold. 3, 2, 1, acțiune! Da, lasă cu el pe Alegria Macarena. Wow, ce asta? O schimbat filtru din Snapchat? Înseamnă că e un critical plot point aici. Înțeles, deci înseamnă că nu toți oameni din dimensiunea asta au același tip de față. Aici Tarantino voia să spună faptul că chiar dacă suntem toți diferiți, suntem la fel. Ideea e că eu nu mă mai pot uita. Hai să facem ceva mai funny, să citim comentariile pentru că s-o mină de aur. Aoleu. Deci avem așa. Ce unghii mișto are Alexandra! La mulți ani, cătă! Ce era? E o chestie pe care am văzut-o de foarte multe ori. Dacă cauți pe Google TD flag, iat, o să vezi că e flagul de la Chad, care arată exact ca steagul României, pentru că n-au găsit emoji-ul cu steagul României și l-au pus pe ăla cu Chad. Yo, what the fuck? Yes. Aaaa, ăsta au fost postat de ziua României, pe întâi. Și ăștia pun TD-uri în Chad ca steagul. Bă, asta e o conspirație, asta e o conspirație. Să-mi bag, ce boomerus. Pun pariu că toți ăștia-s vaccinați. Yeah! Ah, anti-vax! TD! TD! Ok. Respect Cătălin Loionuț, la mulți ani de ziua României. Serialul ăsta trebuie să ajungă pe Netflix. Yes, true. Nici măcar nu-i serial, dar la care poate să ajungă pe Netflix. De unde știi, prostule? Hater. Hater, jucător de Minecraft. Un comedian foarte bun, Cătăline! Respect! Eu cred că ar trebui să meargă la iUmor, no cap. Chiar e target demografic pentru iUmor. Bă, chat, dacă facem... De ce tot zic chat când fac videouri pe YouTube? Bă, dacă facem 10.000 de like-uri la episodul ăsta, eu mă duc, frate, și îl duc cu forța pe Cătălin ăsta la iUmor. Bun, bă, ce părere ai, Gansu, așa, niște ultime cuvinte? Bă, acum chiar vreau să dau binge la tot. Să știi. Cu ochii închiși, cu monitorul stins, cu PC-ul stins. Și aș fi făcut o glumă care ar fi mers în YouTube în 2017, dar... Lasă, mai bine așa că ne trebuie. Ne trebuie bani de monetizare, așa că dezactivați. Ați adblock-ul și să știți că trebuie să zic chestia asta, simt că trebuie să zic chestia asta din cauza la demograficul pe care o să-l aibă video-ul ăsta, nu veni de la mine, ci veni din exterior. Trebuie să zic chestia asta, nu am nimica cu băiatul ăsta, să facă ce vrea el, frate, să continue cu ce face, că face bine dacă are subscriberi. Noi ne-am amuzat pur și simplu de ce face, am găsit pe internet și dreptul nostru să o facem. Și până la viitoare m-am dus, frate, că prăjesc neuroni deja, du-vă dreacu, pa!